Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodia Gemeni ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și vom face în felul următor. Extragem 5 mesaje pe care ar dori să vi le transmită în momentul prezent în care vizionați videoclipul. Și haideți să vedem și 5 mesaje cu ce și-ar dori pe viitor să facă în ceea ce privește această relație, cu ce planuri de viitor are privitor la această relație. Haideți să începem cu ce v-ar transmite în acest moment. Trebuie să mă concentrez pe vindecarea mea. Dacă această persoană a fost rănită, vă cere să aveți răbdare pentru a se vindeca. Nu îndrăznesc să spun ce simt pentru tine, poate este mai timidă și nu îndrăznește să-și deschidă sufletul în fața noastră momentan. Familia ta nu o să mă placă. Deci este teamă că nu va fi acceptat de familia dumneavoastră, poate de aceea nici nu îndrăznește să vă spună ceea ce simte pentru dumneavoastră. Probabil că fiind rănit în trecut, este teamă să nu fie din nou rănit în această relație. Sunt implicat în altă relație. O relație care se pare că nu i-a adus fericirea și acum încearcă să se vindece. Totul se întâmplă cu motiv. Probabil se gândește că dacă aveți răbdare, într-o bună zi veți fi din nou împreună. Haideți să vedem pe viitor ce planuri are, ce ar dori să vă transmită, care are de gând să facă pe viitor, privitor la această relație. Tu îmi vindești sufletul. Deci nu vrea să renunțe la dumneavoastră pentru că dumneavoastră îl înțelegeți foarte bine și iată, reușiți să-l ajutați să se vindece de rănile trecutului. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil. Deci este teamă, deși este foarte atras de dumneavoastră, este teamă să vă destăinuie ceea ce simte pentru dumneavoastră, pentru că se simte foarte, foarte vulnerabil și este teamă să nu fie rănit din nou. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine. Probabil că i-a acordat atenție altei persoane și acum îi pare rău. Îmi pare rău că nu ți-am acordat timpul și atenția pe care le meriți. Iată, exact ce spuneam. Și îmi place când mă tachinezi. Deci se pare că această persoană este foarte atașată de dumneavoastră și pe viitor și-ar dori să aveți o relație mai strânsă, dar trebuie să încercați să-l înțelegeți, să încercați să înțelegeți faptul că a fost rănit și că este un pic teamă să se îndrepte spre dumneavoastră momentan. Probabil că va trebui să-l ajutați puțin, eventual să faceți primul pas către dânsul și să-i arătați că în dumneavoastră poate avea încredere și că dumneavoastră nu îl veți răni dacă își deschide sufletul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!